Când ai ocazia să obții câteva informații despre aspectele de interes general pentru agricultori care vin dinspre cei ce decid ce trebuie făcut pe mai departe în domeniu, niciun cadru nu este nepotrivit. Dimpotrivă, mai ales că muzica de pe fundal este pentru fermieri la un eveniment al fermierilor. Instrumente de finanțare și prefinanțare, proiecte de investiții, grupurile de acțiune locală sunt în mare temele pe care le-am discutat cu reprezentantul Ministerului Agriculturii. Știu că am discutat de foarte multe ori în ultima vreme despre accesarea fondurilor europene și îmi spuneați că situația este bună în acest moment. V-aș ruga să dezvoltăm puțin cât de bună este situația. Este foarte bună din următor principiu. Noi avem un program de guvernare la care ne-am angajat cu toții Ministerul Agriculturii și o să iau într-o ordine, hai să spunem, a pilonului 1 și pilonului 2, plățile directe. Deja ați văzut că ministrul Daia a făcut anunțuri succesive vis-a-vis de evoluția plăților pe care le facem pe partea de avansuri. Fermierii din România primesc 75% pe plățile directe, pată pe suprafață și 85% pe măsurile de mediu și climă. Deci, practic, și sursa din FEADER și sursa din FEGA se plătește. Pe de altă parte, în ultimele cifre pe care am la dispoziție arată că am depășit 80% dintre fermieri care trebuia să primească avans până la data de 1 noiembrie și vă garantez că lucrurile merg într-un ritm foarte susținut. Hai să spunem așa, după o explozie imediat pe 16 octombrie, au mai fost și dosare care s-au instrumentat un pic mai greu, dar le ducem pe toate la final pentru că au fost și fermierii care au fost prinși în partea de teledetecție. Și, practic, erau mai multe proceduri administrative de soluționat, dar una peste alta este că noi vrem să ducem tot acest proces cât mai repede la capăt și imediat ce regulamentul european va putea permite după sfârșitul lunii noiembrie să trecem la plata integrală, deci plata regulară a subvenției pe suprafață și ceea ce înseamnă partea de măsuri de mediu și climă, în așa fel încât majoritatea absolută a banilor să ajungă la fermieri, poate dacă e posibil până spre sfârșitul acestui an. Deci, obiectivul nostru se concentrează în direcția asta pe partea de pilon întâi, la APIA. Nu este de parte și dorința noastră că dorim să plătim și partea de sprijin cuplat, zootehnic, iar și o cerință foarte importantă a fermilor și după 15 noiembrie toate procedurile administrative să fie închise pe acest aspect. Pe partea de pilon 2, la AFIR, am rezistat, din punctul meu de vedere, niște progrese remarcabile. În primul rând, pentru că cifrele până la jumătatea acestui an, până la luna 6, poziționau România pe locul 3 la nivel european în ceea ce privește absorpția absolută, nominală de fonduri, și câți bani euro am atras noi de la Uniunea Europeană. Adică plăți efective? Efective. Deci intrate în țară. Contracte semnate, nu, plăți atenție, efective. Bani intrați în țară. România este pe locul vorbim 3. Vorbim aici și despre plățile directe sau deci vorbim doar de partea de proiecte cu finanțare europeană? Am discutat în felul următor. Partea de plăți directe, pilonul 1, se raportează anual. Deci, da, practic, nu poți depăși bugetul anual. Și acolo am depășit 99% pe partea de plăți directe. În schimb, pe pilonul 2, unde vorbim de proiecte, și aici este zona în care spuneam că suntem pe locul 3 la nivel european, bugetul se execută pe toată perioada de programare. Vă dați seama că este un interes foarte mare ca majoritatea banilor să fie atrasă cât mai repede în țară din pilonul 2, partea de proiecte pentru investiții. Și la această parte de proiecte pe investiții suntem pe locul 3 la nivel european, așa cum spuneam. Aproximativ 200 de milioane de euro ne despart de primele țări aflate locul 1 și 2, Franța și Germania, dar țări care au, să spunem, și o economie ceva mai mare. Dar, ceea ce e foarte important, cifrele acestea sunt până la luna a 6. Nu a fost luat în calcul plățile pe care noi deja le-am făcut și vor fi rambursate până la sfârșitul lunii decembrie acest an. Deci vorbim de bani intrați în țară de către AFIR, care depășesc 620 de milioane de euro. Și eu sper că cu această sumă adăugată la ce cifre avem până la primele 6 luni anului 2017, să ajungem în România cel puțin să-și păstreze locul 3 sau chiar să crească în clasament, dar trebuie să vedem cifrele exacte. Și, practic, din perspectiva aceasta, ca să confirm, pe partea de fonduri europene ne-a mișcat, nu e de neluat în considerare și programul operațional de pescuit, pentru că este și o a treia lansat, linie relansat, ca să zic exact, așa. Unde am făcut eforturi foarte mari la nivelul Ministerului de a pune toate liniile de finanțare la dispoziția fermelor de piscicultură și acvacultură și, bineînțeles, pe părțile mai delicate ale programului, cele care țin de protecția mediului în zona aceasta a sectorului piscicol.
Și acolo, eu zic că ne-am mișcat foarte bine, lansând toate liniile posibile de finanțare, cu câteva excepții mici. Și aici mă refer la, hai să spunem, un pachet de măsuri dedicate AMPA, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, care, sigur, și ea va depune proiectele în perioada imediat următoare, și o linie de finanțare către Ministerul de Interne în ceea ce privește întărirea cooperării pe partea aceasta de control pescuit zonă transfrontalieră. Deci, practic, două linii cu beneficiari foarte dedicați. Dar și acolo ne-am propus să inițiem depunerea proiectelor și sigur vor veni. Deja AMPA a depus un proiect legat de colectare de date, un proiect foarte important care ne permite nouă să ne recalibrăm activitatea pe viitor, fiind finanțat din fonduri europene 100% și acesta. Deci pescuitul, plățile directe, plățile de investiție pe agricultură, tot portofoliul îl punem la treabă. O întrebare, pentru că tot ați amintit de AMPA, sau mai bine zis de POPAM, de aceste proiecte. Știu că pe programarea trecută sau pe ce rămăsese, ca să zic așa, pentru ca să se poată absorbi într-un ritm rapid banii care mai rămăseseră, s-a stabilit ca factura să fie plătită imediat. Știu că era ideea să se extindă această formă de plată și la celelalte proiecte cu fonduri europene, vorbim de PNDR. În cazul de față, care e procedura? Plata la factură funcționează în cadrul PNDR și este un mecanism care este accesibil, în sensul că în condițiile în care beneficiarul își plătește partea lui de contribuție, poate primi banii în trezorerie ca să completeze către furnizorul de echipament sau cel care face construcția contribuția pe care o primește din sursă europeană și națională, pentru că banii, grantul se acordă comun și de la nivel european 85% și 15% din sursă națională. Deci mecanismul acesta funcționează. Și alături de cealaltă, să spunem așa, prevederi pentru plată de avansuri, pentru înlesnirea și facilitarea absorbției fondurilor europene, noi le aplicăm pe scară largă. Mă bucur foarte mult că un element foarte important care a contribuit la absorpția financiară pe perioada trimestrului 3, lunile iulie, august și septembrie, a fost și partea aceasta de avansuri. Am plătit și pe măsura 6.1 pentru instalarea tinerilor fermieri foarte multe avansuri, primele tranșe aceste prime tranșe de plată n-ar fi chiar avansuri, dar într-un anumit fel sunt la începutul business-ului și a dezvoltării pe care trebuie să o facă acești fermieri, deci practic putem să luăm în calcul ca un mecanism de prefinanțare. Am folosit toate aceste instrumente și poate că o următoare ocazie o să vorbim și despre instrumentul financiar pe care l-am propus să-l activăm în cadrul Plan Național de Dezvoltare Rurală, unde am făcut pași extrem de importanți. Ne aflăm foarte aproape de a semna acordul cu Fondul European de Investiții, care va fi gestionarul acestei scheme de finanțare, de fapt de punere la dispoziția acestor bani. Un fond de investiții. Ca să fiu foarte precis și nu foarte tehnic, o să încerc să explic, instrumentul financiar cu risc partajat înseamnă un mecanism de următoare manieră. Dacă un fermier dorește să împrumute, să spunem exemplificativ, 100 de euro, o bancă care acționează în general pe piață, probabil că își împrumută acești bani din altă parte, se refinanțează și pune la dispoziția fermierului 100 de euro. Ea își calculează un risc raportat la fermier ca a cumpăra niște bani, pentru că îi cumpără de fapt. Ea prea de la altă bancă de refinanțare din exterior sau de unde ia sursele și dă, practic, vinde 100 de euro. În cazul acestui instrument financiar, statul vine din suta aceea de euro și îi pune la dispoziție băncii din sursă europeană 70 de euro, banca aducând din surse proprii sau preluate de pe piață doar 30 de euro. Practic, băncii îi scade riscul, pentru că ea probabil că va lua în garanție întregul bun pe care îl finanțează în toată suta de euro, dar va ști foarte clar că riscul ei se reduce la 30 de euro. Asta va avea două efecte. Unu, că va face băncile și obligatorii să facă băncile prin contract de intermediere financiară mai deschisă să finanțeze și proiecte pe care altfel nu le-ar considera bancabile din cauza de risc. Asta e un prim efect. Și al doilea efect, vor fi obligate să scadă costurile, comisioane și dobânzi, pentru că ei primesc de la noi 70 de euro din 100 de care vă spuneam, gratuit, în cadrul programului acesta de finanțare. După ce tot
acest instrument financiar se închide, practic banii se rambursează de către fermierii care au primit 70-30, aceste sume, și e vorba de 92 de milioane de euro, vor fi constituite într-un fond la dispoziția Ministerului Agriculturii pentru a finanța noi întreprinderi mici, mijlocii în mediul rural. Deci, practic, obținem un dublu efect prin acest instrument financiar. Facilităm creditul, scădem costurile de creditare și apoi, ulterior, creăm un fond care poate fi utilizat pentru noi investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii. Eu zic că este un instrument extrem de bun. În premiere pot să vă spun că în momentul de față România este a treia țară europeană care activează un asemenea instrument sau este pe cale de a activa un asemenea instrument. Din informații pe care le am, doar Estonia și Franța au reușit o asemenea performanță, deși instrumentul financiar este foarte, să spun așa, foarte încurajat la nivelul Comisiei Europene și planul Juncker a zis că sunt... Cu toate acestea, iată că nu s-a vreau să spun realizat că, de că... mai multe țări. Asta era un aspect. Vom concluziona cu când se va ajunge la această semnare efectivă a instrumentului financiar. În mod sigur o să vedeți că România se află pe primele locuri la nivel european, inclusiv în domeniul acestor inițiative mai sofisticate, aș vrea să le spun. Ne aflăm în acest moment la un eveniment al agricultorilor care au lucrat și în Iase, înainte de 89, au lucrat în Iase și după. Iată, se cântă la mulți ani, ceea ce este foarte bine. Îi felicit pentru organizarea unui eveniment așa de frumos și doamna Popescu Adelina, ca și inima acestui eveniment, îi urez mult succes și sănătate să poată să organizeze în continuare asemenea evenimente frumoase. Nu vreau să încheiem, chiar dacă, iată, petrecerea e întoi, despre o problemă destul de serioasă, aș spune eu, vis-a-vis de un proiect, o fermă mixtă care face și procesare. Adică avem vegetal, zootehnie și procesare lapte. În atar condiții, la semnarea sau în contractul respectiv, spune fermierul, se dorește ca pe partea de procesare să aibă profit pe perioada următorilor 5 ani de la încheierea investiției. Fermierul spune că nu se poate în felul ăsta, poate doar dacă se ia în calcul, pentru că este vorba de aceeași firmă, dacă se ia în calcul bilanțul per total. Care este opinia dumneavoastră în privința aceasta, mai ales că știți subiectul despre care vorbim? Știu subiectul și aici, pe această speță, vreau să fac câteva precizări. Vă rugăm. Solicitările inițiale ca firme să fie pe profit atunci când depun proiectul sunt clare că niciun fond european nu va finanța companii care sunt în pierdere. De aici pleacă o legătură și vreau să explic celor care privesc înregistrarea noastră. Pleacă o legătură de obligație de menținere a condițiilor de eligibilitate inițială. Aceea de a fi în profit compania pe, să spunem, pe termen, pe partea de implementare a proiectului respectiv. Cu toate acestea, în schimb, nici noi nu privim într-un sens foarte îngust această problemă. Adică suntem conștienți de diferența dintre profitul operațional și profitul general contabil generat la nivelul unei companii. Pentru că, într-adevăr, așa cum spuneam și mai înainte de întâlnirea noastră, influența a costurilor cu amortizmentele generate de proiecte poate să, la un moment dat, să ducă la niște indicatori care nu sunt atât de favorabili pentru companie. O să precizez aici că având în vedere și atitudinea noastră la nivelul Ministerului și a firului, niciodată nu ne-am pus problema ca o companie care a făcut o investiție și dovedește că este viabilă prin analiza profitului operațional, deci pe acel segment în care investește, nu cred că are o problemă pentru a-și face o temere că va pierde contractul respectiv de finanțare. Acesta este un aspect foarte important. Am mai zis și altă dată în schimb. Îmi doresc foarte mult și am recomandat colegilor de la AFIR și cu având în spate și jurisprudența și practica europeană, că atunci când se produce să spunem așa, o neregularitate de orice natură și nu o să o insist chiar asupra cei pe care o aduceți astăzi în discuție, efectul imediat să nu fie rezilierea contractului, ci propunerea eventuală a unei corecții forfetare. Corecție forfetară care, practic, să cântărească gravitatea problemei care s-a înregistrat acolo și să poată pleca de la 5% la 10%
Dar în același fel, în felul acesta, să prevenim să spunem, acele măsuri drastice de recuperare integrală 100% la sprijinul primit în cadrul proiectului, care automat conduc de multe ori la faliment. Deci, asta este o nouă viziune pe care vreau să o vedem implementată și legat de ceea ce spuneam, în cadrul tuturor proceselor care se fac de control și de monitorizare ex post, AFIR-ul dă deja și acum măsuri de refacere, de recuperare a unor indicatori care, hai să spunem, ar putea să fie la un moment dat nesatisfăcători din perspectiva proiecției inițiale. Deci, eu cred că printr-o discuție foarte corectă și directă între beneficiari și experții agenției se poate ajunge la o înțelegere și o analiză pe documente în care se demonstreze că businessul respectiv este profitabil operațional dacă dăm partea de investiții, adică cea care generează amortizmente, adică diferența dintre cât costă inputurile și ce se obține prin vânzare este un plus, urmând ca apoi pe partea de analiză a amortizmentelor să există o altă discuție și așa cum spunea și cazul dumneavoastră, în timp să se poată atenua practic absorpția aceasta a proiectului, așa cum v-am zis în partea de amortizmente. Deci, punctul meu de vedere vis-a-vis de îngrijorarea acelui beneficiar este că noi nu tratăm inflexibil această problemă și este un lucru pe care îl garantez. Nu este o inflexibilitate, adică strict contabil dacă luând în calcul și amortizmentele global se obține un rezultat nefericit, poate negativ pe anumite perioade de timp, nu înseamnă asta că se propune reziliere de contract. Vorbim de, poate de corecție, vorbim de plan de măsuri de reabilitare. Deci, în acest context, vă garantez că vom analiza toate proiectele care se află în această situație. Și un ultim aspect, pentru că, așa cum spuneam, suntem la un eveniment fericit pentru agricultori, legat, domnule secretar de stat Alexandru Potor, de domeniul căruia i-ați alocat niște ani. Vorbim de AXA Leader, vorbim de grupurile de acțiune locală. Haideți să vedem în ce stadiu se află în acest moment liderul, implementarea lui. 139 de galuri în România. Pentru mine e satisfacție uriașă să văd că toți colegii, 162 la 263, îmi cer scuze, 239, quasi majoritatea teritoriului național eligibil a fost acoperit, am depășit 90%. Și avem o alocare financiară de aproximativ jumătate de miliard de euro pe această axă dedicată grupului de acțiune locală, atât ce înseamnă partea de măsură de sprijin pregătitor, dar și pe partea de cooperare și, evident, cea mai consistentă parte este pusă pe măsura de implementare a strategiilor. Am avut o discuție foarte strânsă cu colegii de la Galuri și o colaborare, zic eu, foarte bună, așa fel încât în momentul de față cred că măsurile care privesc funcționarea acestor galuri au fost optimizate ca să nu mai avem problemele pe care le-am întâlnit în perioada trecută de programare și vreau să spun că feedback-ul este unul foarte pozitiv din partea Galuri. Pe de altă parte, pe proiectele care provin din Galuri, pe cele de implementare a strategiilor, am văzut deja un aflux tot mai mare. Deci, practic, au intrat în linie dreaptă. Nu numai în linie dreaptă, deja s-au depus proiecte foarte multe de la nivelul Galurilor, au fost selectate de către Galuri și au fost înaintate către AFIR pentru a fi completată faza de conformitate și eligibilitate, pentru că e un dublu un mecanism de control pe acest tip de proiecte și foarte multe proiecte deja intră în plată. Bineînțeles că așteptările noastre sunt foarte mari, împreună, comune, în așa fel încât liderul să continue să fie un vârf de lance în România, dar și la nivel european, pentru că și ăsta e iarăși un subiect la care vreau să vorbesc poate ulterior când vom avea mai multe date. Cred că programul Lider în România poate și continua să fie un exemplu la nivel european. Exemplu. Adică prin consistența finanțărilor, prin numărul de proiecte care se depun, prin varietatea lor, prin numărul de beneficiari diversi care sunt sprijiniți prin aceste proiecte, eu sunt absolut sigur că România va continua să fie un lider pe programul Lider
în ceea ce privește comunitatea europeană. Deci avem multe de vorbit și în acest domeniu, dar apreciez progresul foarte bun făcut până la momentul de față de către colegii reprezentanți de galuri și parteneriatele galurilor. Și la sfârșitul anului, după ce o să tragem linie, eu sper să avem deja o mare parte din anvelopa financiară contractată. Dar ce e foarte important și le mulțumesc mult pentru efortul care l-au făcut până acum, este că au lansat cele mai consistente măsuri. Pentru că de comun acord i-am rugat să lanseze cu prioritate măsurile care au alocare financiară mare și mare, care practic pot răspunde nevoilor locale, consistente, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, și în același timp să pregătim cu foarte mare atenție măsurile, hai să spunem așa, mai soft, dar care aduc calitate dezvoltării. Și aici vorbim de măsuri dedicate infrastructurii sociale, măsuri pentru cooperare, măsuri pentru scheme de calitate. O să vedeți foarte multe asemenea inițiative frumoase care se constituie și se lucrează. În momentul de față e o efervescență, am văzut și la, în rândul colegilor, pentru a le pune pe masă. Și o să avem de vorbit de foarte multe exemple de bune practici. De exemplu, bună practică, sper eu, în domeniul ăsta al lider. Pe măsură ce ele vor fi implementate, cu siguranță vom face acest lucru. Vă mulțumim foarte mult, domnule secretar de stat Alexandru Potor, și petrecere frumoasă alături de agricultori, pentru că de asta suntem aici la acest eveniment deosebit al Asociației Fermierilor din România. Îi felicit încă o dată pe toți cei care sunt prezenți și doamnei Adelina Popescu, așa cum am spus, multă forță și energie și inspirație, așa cum o face de obicei.